Bună seara din nou, stimați telespectatori, din nou în culise, din nou cu invitatul meu, domnul director Emil Ursu. Discutăm în continuare despre cultură și mai mult de atât. Istoria am cam epuizat-o ce ne-am propus. Sau nu? Totdeauna e loc de mai mult, evident. Domnul director, pe plan cultural, anul acesta... Cu ce ieșim în evidență? Muzeu? Niște manifestări? Anul acesta deosebite? Este unul al revenirii la normalitate. În consecință, avem deja finanțat Festivalul de Artă Medievală, avem finanțat Lume Hai la Târg, vă povesteam în prima parte de Paștele în Bucovina, încercăm să vedem în ce măsură rezolvăm situația cu festivalul de rock. Am avut săptămâna trecută o discuție cu domnul Ion Drăgușanu și a devenit clar că Bucovina Rock Castle nu se va mai organiza în forma, sau mă rog, cu denumirea știută și în forma cunoscută. În sfârșit, sunt lucruri care... sunt importante, dar care cred că nu are rost să le discutăm acum. Cert este că... Am să-mi permit totuși să vă și întreb despre asta, că nu e chiar de aici, de acolo, să adun câteva mii de oameni. Păi nu, dacă mă lăsați, tocmai asta încercam să vă spun. Un festival de rock va avea loc, dar nu se va numi Bucovina Rock Castle. De ce? De ce? Pentru că Bucovina Rock Castle este marcă înregistrată. Și nu a înregistrat-o domnul Drăgușanu. Și a înregistrat-o domnul Drăgușanu, ba da. Și Consiliul Județean Suceava nu mai dorește să financeze prin Centru Cultural și Muzeu. A lăsat doar pe spezele muzeului acest eveniment. Până la urmă, mă rog, e o decizie a Consiliului Județean care trebuie respectată. Ei, și noi avem anumite pârghii. Centrul Cultural avea alte pârghii. Centrul Cultural este instituție organizatoare de spectacole, noi nu. Ca atare, noi nu putem să punem bilet. De exemplu, la Festivalul Medieval nu există bilet pentru Festivalul Medieval, este biletul de acces în cetate, de intrare în cetate. La rock, dacă vă amintiți, în ultimii ani, erau bilete foarte mari. Era biletul, primele ediții s-au făcut cu biletul de acces în cetate. Sigur, suma rezultatului era minoră. După care s-a mărit cuantumul biletului pentru Centrul Cultural. Bine, eu înțeleg decizia Consiliului Județean ca for tutelar, da. Adică înțeleg că își permite să ia niște decizii, dar resorturile acestor decizii nu le înțeleg. De ce să nu mai fie și pentru Centrul Cultural? Pentru că Consiliul Județean a zis, doamne, e o struță cămilă, așa, până la urmă banii vin de la noi, de ce să vină prin două instituții? Vin printr-o singură instituție. Punct. Bun, da, și atunci ce faceți? Nu dați bilet sau cum? Ba da, dăm, dar biletul... Doar de intrare. Sunt cetate, sigur, da. Atât. Da. Și cum se va numi? Nu știu. Festivalul? Nu știu. Se va mai implica și domnul Drăgușanu? Dânsul a spus că nu. Dânsul se va implica dacă se va reveni la Bucovina Rock Castle. Și atunci cine se ocupă de organizare? Muzeul. Ați început să faceți demersuri? Am început niște demersuri, sigur, încă nu avem toți banii. Bun, niciodată n-am avut toți banii la ora asta. Dar totuși ne bazam pe niște sume. Urmează să vedem într-un viitor nu foarte îndepărtat concret cât va putea. Probabil anul ăsta nu va fi un festival ca ultimele ediții ale Bucovina Rock Castle. Pe ce perioadă contați să... Tot, la fel, în august. Tot în august, da, pe la mijloc. Pe la, da, la sfârșit, la a doua parte. Dacă prima dată e Festivalul de Artă Medievală, da, și da. Nu se suprapune. Așa, în sfârșit, să vedem dacă va fi tot 3 zile sau doar 2 zile. Na, repet, vorbim de bani. Anul ăsta. Pentru că anul ăsta bugetul a fost gândit pentru o revenire și nu pentru neapărat o normalitate. Dacă vă amintiți, anul am început cu certificat, intrare cu certificat verde. Și cu, mă rog, o criză destul de mare a variantei Delta. Nu? Parcă așa era. Și Omicron. Bun, după aia a venit Omicronul, dar noi când am început anul era varianta Delta, care era destul de periculoasă. Cred că a fost valul cel mai periculos, valul cu Delta. Da, putem să-i spunem periculos, da. Până la urmă nu greșim.
Bun, la capitolul expoziții, expoziții importante, anul acesta vom mai avea Margareta Catrinu, o artistă de la Cluj, foarte importantă, care de altfel va face și o donație importantă, Virgil Parghel, care deja a donat muzeului nostru un număr important de lucrări, practic expoziția va fi expoziție donație. Apoi o expoziție dedicată lui Nicolae Citulescu, cu piese de la Muzeul Olteniei, este muzeul ce are o colecție foarte mare de piese aparținând lui Nicolae Citulescu. Urmează o expoziție dedicată lui Carol al II-lea, Carol al II-lea cu împreună cu Muzeul Național Peleș. Când vor fi organizate, mai exact, Titulescu și Carol al II-lea? Foarte interesante personaje. În a doua parte a anului, în septembrie, respectiv octombrie-noiembrie. Noiembrie, mă rog, octombrie-decembrie Carol al II-lea și cealaltă e sfârșitul august până în octombrie. Apoi, în august, o expoziție Constantin Antonovici. La sfârșitul anului trecut, noi am primit o donație din Statele Unite, cinci lucrări, cinci sculpturi Constantin Antonovici, la care se adaugă și două lucrări de grafică. E un sculptor foarte important, născut la Iași, dar, din păcate pentru noi, plecat foarte de timpuriu în străinătate, plecat la Austria, școlit la Bellart întâi la Iași, după aia la Bellart la Viena, apoi a ajuns în atelierul lui Brâncuș, și a fost ucenic de atelier, vreo 5 ani de zile la Brâncuș. Brâncuș i-a dat holograf un certificat. Certificatul în sine are o valoare foarte mare, proprietarul, mă rog, legatarul ține în bancă, într-un safe. Na, e o piesă importantă, noi avem o copie. Și ce e interesant că grație domnului Cristi Bogean, un român, un sucevean care e stabilit în America, a fost cu legatarul, el este prieten cu legatarul, a fost la bancă, a scos certificatul, a făcut copii, sigur, l-a lăsat la bancă și ne-a trimis și nouă una din copii. Deschiderea expoziției se va face în prezența donatorului și a domnului Cristi Bogean, de care povesteam, și care a ajutat foarte mult, foarte mult, inclusiv cu bani, pentru ca donația aceasta să ajungă la Suceava. De altfel, una din piesele donate, Bufniță dormind, Ipsos, sperăm noi până la deschiderea expoziției să fie deja transpusă în material definitiv, adică în bronz. Se lucrează acum la achiziție și nu e o procedură de durată și nici foarte costisitoare. De ce e importantă această piesă, Bufniță dormind? Pentru că ea apare inclusiv pe unul din pliantele unei expoziții din New York. Mai apare cu artistul când era încă la Viena. În sfârșit, e o lucrare importantă, de forță. De altfel, tema predilectă a lui Constantin Antonovici a fost Bufnița. La sfârșitul anului trecut, din octombrie până în decembrie, o galerie din New York, o galerie importantă din New York, a avut o expoziție Constantin Antonovici, cred că în jur de 70% din expoziție era din Bufnițe, sau cu Bufnițe. Interesant. Da, da, da. Interesant. Aș mai spun un lucru. În România, în acest moment, există o singură piesă Constantin Antonovici, o piesă pe care autorul a adus-o și a donat-o Muzeul Național de Artă. Noi avem 5. Foarte frumos, interesant și mi-aș permite totuși să revin la niște evenimente care atrag public larg. Da, evenimente de vară. Pe perioada de vară, mm-hmm. pentru că e firesc, atunci e o efervescență. Așa este. Mai mare. Festivalul de artă medievală. Am sărit poate prea repede așa. Peste el. Ce amploare anticipați să fie? Festivalul de artă medievală se va dacă întâmpla tot ați reveni, la fel, revenim la normalitate. Sau aproape ca în 2019. De ce aproape ca în 2019? Pentru că este această situație în Ucraina și sunt sceptic că ucrainenii vor participa.
În schimb, vor veni turcii. Turcii au mai fost la noi, dar într-un număr foarte mic, nu cu spectacole proprii. În sfârșit, de data aceasta, turcii vor veni... Vin trupe proprii, o trupă, spectacole proprii, da? De asemenea, vor veni, sigur, sârbii, moldovenii, bulgarii vor veni anul ăsta. Deocamdată așa știm. Ungurii se înțelege și, sigur, trupele din România. Contați și pe sprijin din partea primăriei Suceava? Da, am vorbit deja cu domnul Ion Lungu, cred că în urmă cu 2 săptămâni. Ne-a asigurat că primăria va aloca anul acesta aceeași sumă ca în 2019, adică 250.000 de lei. De la Consiliul Județean? Bun, restul pune muzeul, să înțelege, și sigur tot muzeul se ocupă Consiliul Județean, prin bugetul aprobat de Consiliul Județean. Bugetul aprobat de Consiliul. Da. Păi ce se întâmplă? Consiliul Județean Suceava este ordonatorul de credite, finanțatorul muzeului. Muzeul, dacă vă amintiți, până în 2001 a funcționat la Ministerul Culturii și a fost preluat la Consiliul Județean cu tot cu, mă rog, bugetul. Deci Consiliul Județean atunci a asumat inclusiv bugetul. Și așa cum bine se știe, din punctul meu de vedere, este o soluție foarte bună. Pentru că e normal, eu dacă am nevoie de muzeu aici, dau niște bani. Dacă nu am nevoie, nu dau. Știți? Ei, or, Consiliul Județean Suceava, așa cum bine se știe, a alocat sume destul de importante și ați văzut și proiecte de restaurare. Da, și acolo înseamnă cofinanțare. Asta nu e o noutate, să dăm cezarului exact ce al cezarului, este corect. Da, pentru că, de ce spun asta? Sunt consilii județene care nu sunt foarte interesat de muzee. Este foarte adevărat însă că și muzeul alege. Ne place sau nu ne place? Și asta s-a întâmplat și în Germania de Est, după unirea Germaniei. Doamne, voi ce vreți să faceți? Noi facem, nu știu, numai știință. Bine, în 10 ani nu mai există niciun muzeu. Știți? Nu poți. Muzeul, care e funcția muzeului, de fapt? Funcția principală este cea de a fi depozitar de patrimoniu. Rolul esențial al muzeului este de a prelua un patrimoniu și de a avea grijă de el și de a-l încredința generații viitoare. Apropo de patrimoniu. Așa au apărut muzeile. Știu că într-o vreme exista un inel la muzeu, în patrimoniul muzeului și acum știți așa, la ce mă... Da, acel inel spus al lui Petru I Mușat, care după analizele ADN din 2012 a devenit inelul lui Lațcu, pentru că era mormântul lui Lațcu. Lațcu. S-a lămurit situația. S-a lămurit situația. Și care avea un leu și care acum s-a reevaluat. Se lucrează, în acest moment, se lucrează foarte serios la reevaluarea patrimoniului. Și la cât este evaluat acum? N-aș putea să vă spun acum. Că mi s-a părut atunci așa o valoare derizorie de un leu pe... Doamne, da, așa e cum spuneți, însă, de altă parte, Ministerul Culturii s-a tot chinuit să facă niște norme de reevaluare, până la urmă nu le-am mai făcut. În sfârșit, dar odată, nu mai știu, a fost cred că o ordonanță de urgență sau hotărâre de ministru a fost. Un ordin de ministru să face reevaluarea patrimoniului cu, în fine, experți acreditați, nu știu ce, doar le dădeam toți faliment. În sfârșit, cu evaluatorii externi, știți? Da. Mă rog, nu vreau să comentez multe lucruri. Eu făcut un grab, a venit curte de conturi pe capul lor, le-a zis că dacă în 2 luni de zile nu fac ordin de ministru, nu știu, le dă lor o amendă, le face dosar penal, nu știu. Și eu făcut-o rapid, s-o spălat lui. Ei, când noi ne-am apucat, a luat ordin, stai, dar nu se poate face, dăm faliment. Și atunci, tot Ministerul Finanțe a venit cu soluția în timpul mandatului domnului Bogdan Gheorghiu. Sigur, toată lumea a făcut presiuni, domnul ministru, trebuie să faceți ceva, pentru că de fapt, ați pasat, mă rog, ministerul, nu domnul Gheorghiu, a pasat responsabilitatea, ministrul dinaintea domnului Gheorghiu a făcut acel ordin. Și domnul Gheorghiu a rezolvat problema, experții din muzeu pot să facă reevaluare, numai acolo unde n-ai experți, apelezi la externi, dar poți să apelezi și la experți din alte muzee. Spre exemplu, nu știu, muzeul nostru nu are în acest moment expert pe artă. Poate apela la un expert de la muzeul de la Iași. Sigur, îl plătește, ăla vine în timpul lui liber, în sfârșit. Dar dacă mă duc la firma de evaluare, sumele sunt colosale. Deci pentru o piesă de un leu, ei vă iau 100 lei. Reevaluare, știți? La reevaluare piesa era 6 lei, știți? Am înțeles unde... Da, în sfârșit, încurcate sunt căile domnului. Dar
pe când o reevaluare a tuturor pieselor de patrimoniu? Păi eu sunt optimist, sper că până spre, știu poate, până spre sfârșitul anului viitor să cam terminăm reevaluarea întregului patrimoniu. La un moment dat poate aveați doi, cea ar... mai bogată colecție din țară? Sau... Nu, nu. Avem, nu, avem pe segmente cea mai bogată colecție, de exemplu, de cahle medievale. Noi avem cea mai bună colecție de cahle medievale. Din, la Suceava. La Suceava, da. N-am avut, nu știu dacă, nu, nu, n-avem cum să avem, că cred că cea mai mare colecție o are Bruckenthal-ul, mă gândesc. Nu știu, are 1,5 milioane de piese, noi avem 400.000. Cât ar putea fi, bine, sigur, nu discutăm acum clișeul ăsta, e valoare inestimabilă. Da. Documentele de pe vremea lui Ștefan cel Mare, ce valoare au? Cele de la dumneavoastră, că înțeleg că nu sunt doar de la Iași și București aduse. Sau nu au fost reevaluate? Nu, nu au fost reevaluate. Ba, da, au fost reevaluate, dar cred că sunt undeva, eu știu, spre 10.000 de euro, unul. Și copiile? Presupun că copiile sunt de la 2.000. Depinde și, mă rog, de calitate, pe ce suport sunt în sfârșit. Am înțeles. Mă rog, starea de conservare și așa mai departe. Sunt mai mulți factori care determină prețul. Circulația pe piață, sfârșit. Există posibilitatea ca muzeul să poată fi invitat, Muzeul Național al Bucovinei, da, să poată fi invitat sau experți din cadrul muzeului la muzee din străinătate să facă evaluare? S-a întâmplat vreodată chestia asta? Nu, nu s-a întâmplat, dar se poate dacă patrimoniul de aici ajunge acolo și trebuie evaluat sau trebuie evaluat. Numai că legislația din acest moment nu permite scoaterea din țară patrimoniului. Nu, dar nu, eu mă refeream la situații de genul, domnule, am o lipsă de experți și nu găsesc experți la mine în țară, uh-huh, sau din vari motive nu sunt disponibili, da, pot să apelez la experți din străinătate? Teoretic se poate. Practic eu mă îndoiesc să vor folosi într-un timp, știu, imediat experți din România. Pentru că sunt foarte puține piese care pleacă din spațiul ăsta în afară. Doar alea scoase, mă rog, la contrabandă și vă dați seama că alea nu sunt evaluate oficial nicăieri. Bine, sigur, nici nu se va pune problema vreodată să le evalueze. Da, se va pune, da, eu știu, peste 102 de ani când deja nu mai contează. Nu, discutăm de prezent. A, nu. Discutăm de prezent, nu discutăm de... Da. Acum e emisiunea un pic mai mult de atât, dar nici chiar peste 100 de ani. Da. Nici așa. Totuși. Vedeți, noi așa operăm. Muzeile întotdeauna au răbdare. Muzeul de la Suceava, anul acesta, a împlinit, în 4 ianuarie, a împlinit 121 de ani de la înființare. Mulți ani înainte. Mulțumim. Știți cum, într-o 121 de ani s-au întâmplat foarte multe lucruri. Bune și mai puțin bune. Ce au fost perioade când muzeul a funcționat cu doi oameni, știți? Bun, anii 50, în fine. Chiar așa sau e metaforă? Nu, nu, bine, nu, doi au fost patru, în fine. Dar au ce fost, fel de la un dat era muzeul, oameni? Muzeul Migrator. Funcționa, nu știu dacă știți, muzeul, deci în 4 ianuarie s-a înființat societatea muzeu. Sigur, n-avea nici patrimoniu pe care l-are astăzi, poate adevărat. Dar na, totuși s-a adunat acolo niște piese, plus rezultatele cercetărilor la cetatea de scaun, plus tot felul de donații și așa mai departe. Și au funcționat în diverse localuri, știți? Întâi el a funcționat la Mănăstirea Sfântului Ioan, după aia s-a mutat la Gimnaziul Greco-Oriental la Liceu Ștefan cel Mare, după aia a funcționat într-o cârciumă, vă 2 ani de zile, asta era, na. În Casa Națională a funcționat o vreme. Nu mai este Casa Națională. Nu mai este, da. În păcate. E unde era, mă rog, aproximativ, nu, acum e o parcare și... E o parcare, un da, colț intrarea era prins de, un da, colț. S-au Casa făcut destul de multă vorbire la momentul când s-a făcut parcarea da, asta da, da, mică. Da, 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 da. S-au descoperit ruinele, tot felul. Ruinele, mă scuzați, fundațiile. Dar inclusiv era o farmacie acolo, aia drogherie, cum lângă, se chema. Da, drogherie. Și... Tot inventarul acelei drogherii la noi la muzeu. Tot? Da, da. Și este și reevaluat? Cred că nu e nici înregistrat încă, pentru că Dumnezeu să-l ierte, domnul Hău a plecat dintre noi, nu a apucat să inventarieze.
Muzeul din Suceava și muzeii în general au un mare problemă cu personalul. Noi am scos la... vorbesc de personal de specialitate. A, deci nu vă referiți la persoanele care păzesc sau fost la încasări, bilete sau știu? Nu. Vorbesc de specialiști. Spre exemplu, am scos arheolog, până acum nu a venit nimeni. De ce? De ce? Pentru că salariile din învățământ sunt cu undeva între 25-40% mai mari decât cele la muzeu. Și nu vine nimeni la muzeu la un salariu atât de mic. Prefer să lucrez în învățământ. Bine, și ce ar trebui să fie discriminat acum învățământul și să fie mai mare? Nu, n-ar trebui să fie discriminat învățământul, însă îmi cer scuze. Dar ce să spun? Nu se înțeleagă lucrul ăsta, nu, Doamne ferește, nu. Eu de spun numai cum stau lucrurile. Că... învățământul are un sindicat foarte puternic. Muzeile nu. La muzeile, cu tot cu portare, au vreo 5.000 de oameni în toată țara. Deci e cantitate neglijabilă, știți? Păi aici în județ sunt mai mulți. Aici în județ sunt mai mulți angajați decât tot în... la toate muzeele din toată țara. Nu, cum adică? A, în învățământ. Da. M-a speriat. Da. Aveam așa un personal, nu știu eu. 11 sau 14.000 erau la un moment dat. Da. Ceva de genul. Ei, până la legea 153, salariile erau, în cel mai bun caz, erau echivalente. De regulă, la muzeu era un pic mai mare, nu foarte mult, dar un pic mai mare. Pentru că vrem, nu vrem, și nu, Doamne ferește, nu vreau să înțeleagă altceva, dar muzeile, vorbesc de personalul de specialitate, da? Sunt creatoare de materie, școlile sunt consumatoare de materie. Asta e, nu, îmi pare rău, dar asta e o regulă. Păi vrei, nu vrei, tu ești obligat, dar... nu mă împic dacă îmi permite, să vă explic acum. Are o relevanță consumul. Da, vă dau un exemplu. Vorbim de daci liberi din nordul Moldovei, da? De Bastan, de Costoboci, de, știți foarte bine, da? Păi știți cine e cel care a lămurit această situație? Domnul Mircea Ignat, care domnul Mircea Ignat până în 1990 lucra la muzeul din Suceava. Ce se vorbește la școală despre Costoboci, despre Bastani, sunt vorbiri, manualele, mă rog, sunt făcute pe baza ceea ce a scris domnul Ignat. De exemplu, domnișoara Paraschiva Victoria Batariuc, pe care ați cunoscut-o. Da. Păi da, domnișoara Batariuc, cum să spun, a scris o grămadă de lucruri axiomatice. A fost preocupată de... Evul Mediu, sigur. Evul Mediu era... Deci a scris o grămadă de lucruri axiomatice. Și acum mi-aduc aminte o discuție legată de festivalul medieval, când era foarte revoltată de un stat de rochile, de capoturile pe care le purtau unele participante crezând că sunt rochii de epocă. Da, bun, erau, înțeles, și ea că totuși voluntarii s-au luptat, după aceea și-au mai schimbat. Bun, ea, nu știu dacă știți, o rulat un film Suleiman sau cam așa ceva, undeva pe... Da, un post de televiziune național. Da, un post, Canal D, cred sau. În sfârșit, nu mai contează. Și într-un ziar central, în Jurnal Național, cred, când apărea în formă scrisă, așa, cred că au avut 3 pagini. Cu cine e în regulă în Suleiman Magnificu. Apropo de haine, apropo de bijuterii, apropo de comportament și așa mai departe. Da. În sfârșit. Vorbim de orașul medieval Suceava, da? Vrei, nu vrei, să învață la istorie o grămadă de lucruri despre Moldova, da? Da. Păi, o parte importantă a lor se bazează pe scrierile și descoperirile muzeografilor la Suceava. Da, e normal. E normal, da. Și așa mai departe. Dacă tot să discutăm de normalitate. Eu am avut o discuție, sigur, cu un coleg de-al meu, profesor de istorie, la Piatra Neamț, ce-i drept. Și s-a supărat el foarte tare când i-am zis că eu sunt, cum spun, producător de materie și consumator, știți? Dar așa stau lucrurile. Da, consumator sună pentru cultura asta postmodernistă, ca să zic așa, subcultura, că nu e neapărat tot timpul o cultură, dacă discutăm. Bun, acum să ne înțelegem, sunt în învățământ. Nu sună bine, sunt nu în sună învățământ. Elegant consumator. Nu sună, dar așa stau lucrurile. Nu sună elegant, sună cumva așa, ca un fel de profitor. Scuzați, dar nu e profitor, nu? Atenție. Da, asta sună. Nu a spus profitor, a spus consumator. Asta sună, e în vecinătate. Eu produc Coca-Cola,
Haide, ne facem reclamă. Eu produc un suc și din asta îl consumați. E ceva jenitor, Doamne ferește. Nu, dar da. Să-i spui unui profesor păi, care e tot intelectual. Știți foarte bine, dumneavoastră ați scris în presă despre Baia, da? Da. Bun. Până la Baia, până la 2012... Vă referiți la descoperirile arheologice, da, ca de să la Baia, da. Fie clar. Vorbesc de situl neolitic. Da. Deci până în 2012 se spunea că Precuteni 1 există doar în centrul Moldovei, la Piatra Nea. Atât, un singur sit, și că e o întreagă discuție. Eu însumi, la un moment dat, apropo de domnișoara Bătăruc, am scris împreună un material. Eu am fost mai incisiv, doamna mi-a zis, băi, o leacă mai ușurel, hai să o nuanțăm, așa că nu se știe cine aduce viitorul. Și am scris, practic, eu am zis, doamne, nu există Precuteni 1. Asta e o chestie, mă rog, teoretică mai mult, un singur sit nu face. Ca în 2012, știți foarte bine, să găsim următorul sit și între timp mai știu un alt sit și așa mai... Sunt lacunii de cercetare. Ei, un alt sit pe teritoriul județului? Da, bineînțeles, la Spătărești, 5 km în linie dreaptă. E material identic cu Baia. Nu mi-aduc aminte. Păi nu, e găsit doar perighetic, nu. Nu-i făcută referință nicăieri. A, perigheză? Da. Cercetare pe teren, da. Exact, să știe telespectatorii că e un termen destul da, de... Da, e o cercetare pe teren, da. Ei bine, deci, de lucrurile astea se ocupă muzeul. Ăsta-i rostul muzeului. Știți? Cum rolul educației aparține școlii. Și noi facem educație, dar noi facem... cum să spun, niște mici bucăți de educație. Noi, de fapt, venim în sprijinul profesorilor sau învățătorilor. Ceva complementar. Exact, complementar. Nu pot să spun că noi facem educație, nu. Deci, fără învățătoare, nu există școală, după părerea mea. Învățătoarea te învață să scrii. Fără domnul Trandafir. Exact, fără domnul Trandafir. Fără, nu știu, profesorul de limba română nu se poate. Fără profesorul de istorie, după părerea mea, bine, acum aici poate subiectiv un pic, dar eu cred că nu. Din păcate, școala românească are tot mai puține ore de istorie. Fără istorie, părerea mea, că nu există școală. Pentru că să ne înțelegem asupra unui aspect. Asta e foarte frumos și o să cred că o să-mi permit... Dacă îmi dați voie, vă mai spun un lucru foarte interesant. Da. Școala germană în secolul XIX și începutul secolului XX era considerată cea mai bună școală din Europa. Școala germană. Școala germană. Odată cu ascensiunea nazismului, foarte mulți profesori, în special profesorii de etnie iudaică, evrei, au plecat în America. Și școala americană a devenit cea mai tare școală din lume. Nu știu dacă știți, până la Black Matter, în 1959, în universitățile mari americane, indiferent de specializare, că făceai litere, că făceai inginerie, că făceai medicină, că făceai chimie, era un curs anual obligatoriu de cultură. În primul an se studia Republica lui Platon. Și înțelegem de ce după anii 60 s-a scos acel curs. S-a scos din cauza unei mișcări a negrilor care au fost destul de brutală, cu profesori luați prizonieri, mă rog, au fost niște oameni împușcați și așa mai departe. Pentru că negrii și-au spus, doamne, albii au mai mult timp decât noi și au un ascendent asupra noastră și noi de aia nu avem rezultatele albilor, pentru că noi nu avem timp. Și atunci a început să scadă, practic momentul de la care începe să scadă calitatea învățământului în Statele Unite. Care învățământ este foarte important pentru dezvoltarea economică a Americii. America a ajuns hegemon grație învățământului. La 1820, America avea dezvoltat învățământul primar și liceal mai tare decât Europa. Europa va avea același învățământ abia pe la 1900. În 1990, Europa a ajuns nivelul de învățământ american din 1945. Din păcate, Europa, ăsta, America, după 1960, o să încap și Europa se duce și ea în cap, se vede asta, în sfârșit. Și se naște, se ridic foarte tare astea. Bun. Și pare că și lumea ortodoxă. Vom vedea. Mai pot spune ceva? Ca o concluzie mi-aș dori. Un lucru vreau să spun despre chestia asta și închid. Înțelegem de ce se schimbă paradigma. Dacă până la... Până în anii 80, practic, reminiscențele au rămas, firesc.
Și amintiți și noi, am învățat în școală, nu? Toată tehnologia, tehnica și așa mai departe, trebuie pus în slujba omului, ca omul să facă mai ușor, mai mult, mai repede, mai bine. După 1900, mai exact după 2000, se schimbă paradigma, tehnologia trebuie să înlocuiască omul. De ce? Pentru că dispar științele umaniste, iar istoria este una din ele. Noi dacă nu știm de unde venim și unde ne ducem, umblăm bezmetici. Ori istoria are rolul de a lămuri treaba asta. Mulțumesc foarte frumos. Și eu mulțumesc. Și îmi cer scuze că... Nu. Nu vă cer scuze. Oricând, cu mare plăcere, precizările sunt foarte utile. Domnilor, doamnelor, într-adevăr, n-ai să știi unde vrei să ajungi dacă nu știi de unde pleci. Din punctul ăsta de vedere, sunt întru totul de acord cu ceea ce a spus la final invitatul meu. Într-adevăr, fără domnul Trandafir nu mai putem discuta de alt nivel superior de educație. Și într-adevăr, educația muzeală nu poate fi decât complementară. Utilă, extrem de utilă chiar, dar doar complementară. Mi-am dorit și sper că am reușit, în măcar mică măsură, dacă nu chiar mai mult, de atât, să vă aduc în atenție și unele probleme altele decât cele cu care poate v-ați obișnuit și poate sunteți foarte prinși, problemele politice, problemele de administrație, foarte importante și acestea, dar uneori o rupere de ritm este utilă. Și un moment din acesta aniversar cu 565 de ani de la înscăunarea celui mai mare dintre români, am găsit eu de cuvință că merită încercat și altceva din când în când. Bună seara! Urmăriți în continuare emisiunile noastre.